Vă invit să deschidem Sfânta Carte a lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, la pagina 630. Deschidem împreună Cartea Domnului la Psalmul 128. Nu-l vom citi în întregime, ci vom citi doar primele patru versete care sunt în legătură cu contextul sau, dacă vreți, cu cadrul întâlnirii noastre din această zi. 630, pagina în Sfânta Scriptură, Psalmul 128, citim primele patru versete. Ferice de oricine, îngăduiți-mi o paranteză aici, în Biblie cuvântul acesta, oricine, apare de mai multe ori. Vă aduc aminte doar un verset, până frații de la media soluționează problema tehnică, vă aduc aminte un verset, e versetul de aur a Sfintelor Scripturi care spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu pentru ca oricine, auziți, pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și auziți ce frumos începe textul din această zi, ne întoarcem la Psalmul 128, versetul 1. Ferice de oricine! Adică poți să pun acolo numele meu și tu poți să pui numele tău și dumneata? Poți să spui numele? Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Dacă v-ați întrebat, oameni buni, frați, surori, prieteni ai Evangheliei, care e secretul din spatele fericirii unui om? Secretul e aici, în Psalmul 128. Și în ziua de astăzi întreabă-te dacă ai ajuns la acest secret și dacă într-adevăr ești fericit și fericită. Auziți, căci atunci, mai citesc o dată, te bucuri de lucru mâinilor tale, ești fericit și auziți ca și supliment. Adică ceva pe deasupra. Și îți merge bine. Versetul 3. Nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Versetul 4. Așa este binecuvântat omul. Dar știți cum citeam în primul verset? Ferice de oricine se... Adică cum începe textul din această dimineață așa să și încheie? Dacă vreți să aflăm astăzi secretul din spatele adevăratei fericiri din viața unui om, secretul e aici. În cuvintele acestea. De încheiere și de început. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Doamne, binecuvântă-ne cu teama aceasta de Tine. Vreau să mă rog înainte de a predica. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumesc pentru această zi binecuvântată pentru poporul Tău. Mulțumesc, Doamne, că ne aflăm la părtășie în casa Ta. Mulțumesc că ne-ai dăruit viață, ne-ai mai dat o zi. Mulțumesc pentru momentul acesta de sărbătoare din viața bisericii Tale. Mulțumesc pentru familia Petruș, pentru copiilor, pentru rudenii, pentru apropiaților, pentru prieteni. Dar îți mulțumesc și pentru întreaga frățietate de aici din Jebel. Și Doamne, dacă sunt alți frați din alte părți împreună cu noi, Doamne, și pe ei binecuvântează. Lasă harul Tău, Doamne, peste propovăduirea Evangheliei. Dăruiește-ne cuvântul Tău, inspirat de Tine, Doamne, de care sufletul nostru are nevoie. Tu ești Cel ce știi să ne vorbești. Ești Cel ce știi să ne ieși înainte prin cuvântul vieții.
Ești Cel ce poți atinge minți, conștiință, inimi. Ești Cel ce poți transforma vieți omenești. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne. Arată-ți puterea și slava în biserică, Doamne. Și fă să conștientizăm și să zicem că adevărat Dumnezeu este în adunarea lui Dumnezeu. Și în locul acesta este un loc al fericirii, al binecuvântării, un loc al speranței, un loc al bucuriei, un loc al puterii, al înviorării. Doamne, fă ca înviorarea Ta să vină peste fiecare. Înviorează-ne mintea, Duhul, Doamne. Înviorează-ne trupul și fă, Doamne, ca puterea prezenței Tale să ne miște viața și să înțelegem cât de mult ne iubești, Doamne, și cât de mult apreciez, Doamne, sufletul nostru, îl iubești și vrei ca el să fie mântuit, să fie curățit și să fie, Doamne, împăcat cu Tine. Te rog, Doamne, în această zi, dacă aici sunt oameni care nu Te cunosc și nu s-au împăcat cu Tine, prin mesajul Evangheliei vorbește-le, Doamne, și fă să ia decizia aceasta, să nu mai amâne, să nu mai dea înapoi, să nu mai zică, va fi un mâine, va fi un altă dată, va fi o zi mai încolo, la pensie sau când viața va fi la bătrânețe. Nu, Doamne, ajută-ne cât suntem în putere și chiar când suntem tineri, să ne împăcăm fiecare dintre noi cu Tine, Doamne. Și viața noastră să-Ți aparțină Ție și noi să slujim cu toată bucuria și cu toată dăruirea numelui Tău cel veșnic și minunat. În numele Mântuitorului prea iubit a Domnului nostru Iisus Hristos m-am rugat. Tată din cerul și îți mulțumesc frumos din toată inima că m-ai ascultat. Amin. Vă invit acum să vă reașezați. În primul rând aș dori din toată inima noastră să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă de 11 iunie 2023. Aș vrea să ne uităm la ziua aceasta de 11 iunie din trei puncte de vedere diferite. În primul rând vreau să vă readuc aminte că în ziua de ieri unii dintre românii noștri și-au încheiat existența în această lume. Și-au plecat dincolo de lumea aceasta spre lumea de dincolo. Dumneata și cu mine suntem aici, trăim. Și vreau să ne uităm în primul rând la ziua de astăzi ca la un dar din partea lui Dumnezeu care ne-a creat. Apoi vreau să privim ziua de astăzi ca o zi de sărbătoare pentru Biserica Domnului din loc. Și noi așa nouă ne place la sărbătoare. Și bine să fie într-o zi de sărbătoare. Dar aș vrea să ne uităm la ziua de astăzi și ca la o zi de mare bucurie pentru familia care astăzi și-a adus odrasla în casa Domnului pentru a fi binecuvântată. În cazul nostru de astăzi este vorba de familia Petruș, a doua odraslă, o fată frumoasă și binecuvântată și un băiețel frumos și binecuvântat, micuțul Amos Aian. Dumnezeu să-i binecuvânteze. Familie Petruș, dorim ca viața voastră, copiii voștri, tot ce este al vostru, casa voastră, să fie o casă binecuvântată de Dumnezeu. Și știți cum se cheamă o astfel de casă binecuvântată de Dumnezeu? Aș vrea să pune semnul legal între o casă binecuvântată și o casă deosebită. Casa binecuvântată de Dumnezeu este o casă deosebită. Psalmul 128, ce l-am citit între noi, prima parte a acestui psalm, ne spune că de noi depinde dacă casa noastră este o casă deosebită. De noi depinde dacă în casa noastră este sau nu binecuvântarea lui Dumnezeu.
Psalmul 128 ne spune că de noi depinde dacă ne bucurăm sau nu de munca noastră. În Psalmul 128 Dumnezeu ne învață că de noi depinde dacă ne bucurăm ca oameni, ca familie, de copiii noștri. De noi depinde dacă lucrurile din viață, în alte cuvinte, ne merg bine și suntem fericiți. Și am o veste bună pentru dumneavoastră, pentru toți cei prezenți și chiar pentru cei care ne urmăresc prin intermediul internetului. Știți care e vestea bună? Casa noastră, a tuturor, poate să fie o casă deosebită. Ascultați-mă, poate să fie o astfel de casă, o casă deosebită. Am să răspund la o întrebare în dimineața aceasta legat de tema aceasta. O casă deosebită. Cum poți face din casa ta o casă cu adevărat deosebită? Cum pot să fac din casa mea o casă cu adevărat deosebită? Ce trebuie să facem pentru aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu ne învață explicit și o să vedeți simplu. În primul rând, o casă cu adevărat deosebită, vreau să reținem, îl are în centru pe Dumnezeu. Acum eu vreau să te întreb pe dumneata care mă asculți. Poate ești mai în vârstă, dar întreb și pe cei tineri. În special noi care suntem familiști. În casă la tine, în centru, cine este? Ieri, la conferința de familie ce am avut-o aici, în sanctuarul bisericii, fratele păstor Nelu Mureșan, în ultimul mesaj ce l-a ținut, a vorbit despre prioritățile în viața de familie. Și a zis el așa, pe locul numărul 1, ca prioritate trebuie să fie relația cu Dumnezeu. Pe locul 2, relația cu soția sau cu soțul. Pe locul 3, relația cu copiii. Pe locul 4, relația cu biserica. Și abia pe locul 5, relația cu munca sau cu business-ul. Și apoi sunt și alte legături și relații. Dar cea mai importantă dintre toate este relația cu Dumnezeu. Iată cum începe Psalmul 128. Ferice de oricine se teme, auziți de cine? De Domnul. Dacă vrem să fim fericiți în viața noastră, sau cu alte cuvinte, să fim binecuvântați, omul lui Dumnezeu, salmistul, ne spune foarte clar, viața noastră trebuie să fie centrată în Domnul, adică în Dumnezeu. Teama la care se referă aici salmistul, să știți că nu este teama unui sclav de stăpânul său. Aduceți-vă aminte de lumea veche, lumea cu sclav și cu stăpân. Un sclav trebuia să execute tot ce îi spune stăpânul său. Nu trebuia să iasă din cuvânt și adesea sclavul acela stătea cu teamă. Mă, ce va zice stăpânul? Va lua atitudine că am greșit puțin. Voi fi bătut, voi fi maltratat. Teama la care se referă aici cuvântul lui Dumnezeu, teama asta de Dumnezeu nu se referă la teama unui sclav față de stăpânul său, ci expresia aceasta, frații mei, surorile mele, oameni buni, este expresia unui sentiment de încredere și de respect față de Creatorul. Cu alte cuvinte, cine se teme în modul acesta de Dumnezeu, știați că nu se mai teme de nimeni și de nimic? Pentru că se teme de cine trebuie.
adică are încredere în cine trebuie. Și respectă din toată inima pe cine trebuie, adică pe Dumnezeu. Din păcate, frații mei, surorile mele, oameni buni, frica de Domnul este ultimul lucru la care se gândesc astăzi oamenii pentru a găsi fericirea, pentru a fi fericiți și binecuvântați. Majoritatea oamenilor își închipuie cam în felul următor, mă, banii, dacă îi avem și dacă sunt mulți, ne asigură fericirea. Și dacă nu îi ai, sau dacă azi îi ai și mâine nu îi mai ai, oamenii gândesc cam în felul următor, o căsătorie reușită îmi asigură fericirea. Zice, mă, dacă n-am fost căsătorit până m-am însurat sau m-am măritat, să fiu după aceea. Ascultă-mă. Dacă îți moare partenerul de viață, dacă intervine un accident neprevăzut, dacă intervine o criză, știți, ne amintea tot fratele Nelu ieri, e cântarea printre oameni, dacă dragoste nu e, nimic nu e. Știți ce ne-a spus fratele Nelu? Dacă Dumnezeu nu e, nimic nu? Nimic nu e. Unii zic că dacă aș avea un job mai bun sau o afacere mai prosperă, am putea fi și noi, Domnule, fericiți. Eu cunosc un om care 12-13 ani a fost director într-o firmă. Știți unde lucrează acum? Va spune foarte deschis că îl cunosc bine, dar să și transmite și nu îmi place să dau nici nume, nici. Domnule, ce serviciu lejer avea, își organiza el lucrurile, avea bani mulți, roata s-a învârtit în viață. Oameni buni, nu de influența noastră, de puterea noastră, de jobul nostru, de afacerea noastră, nu de toate acestea atârnă fericirea. Ce nu le vine oamenilor să creadă e următorul lucru, că fericirea adevărată atârnă de frica de Domnul, punct. Cine are teama de Dumnezeu, adică respect profund față de Creatorul, încredere puternică în Creatorul, adică în Dumnezeu, acel om, indiferent cum îl cheamă, este fericit. Știți că lucrurile lumii acestea ne aduc fericire adevărată? Ce greșit e că mulți dintre oameni confundă un sentiment de bine, așa trecător, cu fericirea. Când analizăm ce vorbește Biblia despre fericire, ne dăm seama și zicem, mă, cât de încuiați sunt unii oameni la minte. Cum i-a orbit Dumnezeul acestui viac? Crezând că un sentiment de bine de 5 minute, de 10 minute, de jumătate de zi, asta înseamnă să fii fericit. Oameni buni, să nu ne înșelăm. Lucrurile lumii acestea n-aduc fericirea. Știți și n-aduce fericirea adevărată? Cel care ne-a creat, Dumnezeu. Hai să vă dau un exemplu. Pe 21 mai 1979, nu un exemplu foarte de demult, la vârsta de 66 de ani, avea să moară Barbara Hutton, o femeie extrem, extrem de bogată.
când Barbara a avut vârsta de 12 ani, a primit drept moștenire 25 de milioane de dolari. Acum, banii noștri ai tuturora, dacă i-am pune la un loc, vă întreb, ar face suma asta? Nici pe departe. Tânăra asta, la 12 ani, s-a trezit în contul ei cu o moștenire de 25 de milioane de dolari. Și auziți, ce vă spun e real, nu bazme și povești. S-a căsătorit de 7 ori. Vă dau niște exemple. Și nu mai căsătorit din astea, cum zice lumea, celebre. A fost căsătorită cu un prinț laoțian, cu unul lituanian, cu unul rus. Apoi a fost căsătorită cu un conte prusac. La un moment dat, ca să nu-i amintesc pe toți, ni se spune că s-a căsătorit cu un star de la cinema, de la, cum se spune în engleză, Hollywood sau Hollywood, că românii zic și, în fine. Între timp, Barbara se îmbolnăvește. O boală de la rinichi, care devine din ce în ce mai profundă, o îngenunchează la pat pe Barbara, care înainte să moară, mai avea doar 39 de kilograme. Și în ziua în care a murit, ziarele Vremii au transmis următoarea știre. Biata fetiță bogată a murit. Auziți ce cuvinte profunde. Biata fetiță bogată a murit. Barbara Hutton a avut mulți bani, dar n-a fost fericită. A avut mulți bărbați, dar n-a fost fericită. A avut multe proprietăți, dar nu i-au adus fericirea. De altceva oameni buni, care ascultați Evanghelia lui Dumnezeu, este nevoie pentru a fi fericiți cu adevărat. Adevărata fericire în această viață și pentru viața aceasta nu poate fi separată de Dumnezeu. Dragul meu, ia gândește-te la următoarele aspecte. Cine îți dă ție pace adevărată? Cine face să fie armonie în viața ta, în lucrurile vieții tale, în familia ta? Cine? Când ai trecut prin situații delicate, grele, cine a intervenit și te-a salvat? Nu e așa că Dumnezeu? Vă dau un exemplu din lumea materială care ne arată că Dumnezeu ține la un principiu al ordinii și a unui centru potrivit în toate lucrurile. Dacă luăm de pildă telescopul, să explorăm bolta cerească, pretutindem vom găsi o ordine și veți vedea că vom mai găsi ceva. Sistemul nostru solar, dumneavoastră știți, este alcătuit dintr-o singură stea. Sistemul solar, soarele, 9 planete, 32 de sateliți naturali, aproape 100 de mii de asteroizi și circa 100 de miliarde de comete. Și acum auziți, sistemul solar există exclusiv pentru că are un centru. Fără centrul acela, dumneavoastră știți că sistemul solar ar dispărea?
De asemenea, calea lacteie nu ar exista, spun cercetătorii, dacă n-ar avea un centru. Dragii mei, atât în macrocosmos, cât și în microcosmos, Creatorul a scris aceeași lege care ne spune că în lume trebuie să existe o ordine și că există lucrări care dacă n-au un centru, ele nu pot exista. De ce v-am dat exemplele acestea în predică? Ca să învățăm că Dumnezeu rămâne primul și ultimul centru important, cel mai important pentru viața unui om. Și dacă Dumnezeu este în centru, în viața acelui om este ordine. Există armonie, există pace, există binecuvântarea adevărată. Familia care l-are în centrul ei pe Dumnezeu, acea familie este cu adevărat deosebită. Acea familie este cu adevărat binecuvântată. Cum pot să fac din casa mea o casă cu adevărat deosebită? Cum poți să faci din familia ta o familie cu adevărat deosebită? În primul rând, fă din Dumnezeu centrul familiei tale. În al doilea rând, cum mai putem noi face din casa noastră o casă deosebită? Știți ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu? O casă cu adevărat deosebită, în al doilea rând, are ca ghid cuvântul lui Dumnezeu. Adică n-ai cum să ai o casă deosebită fără autorul acestei cărți. Și n-ai cum să ai o casă deosebită fără cartea aceasta ca ghid. Când am vizitat, că apropo, un ghid își are rostul lui și importanța lui. Când am vizitat prima dată Casa Poporului, eram împreună cu un grup în vizită, în timpul studenției. Ni s-a dat un ghid care ne-a explicat în detaliu, cu amănunte, cum a fost construită, detalii despre uși, despre covorul de pe jos, despre ceea ce era pe păreți și să nu intru în amănunte. Ghidul își are rostul lui. Când am mers de pildă la Salină cu familia și am vizitat Salina de la Turda, erau acolo încă alți oameni interesați de ceea ce este în Salină, ni s-a dat un ghid care ne-a explicat în detaliu, în amănunțime, lucrurile din Salină. Pentru că ghidul este important în viață. Observați dumneavoastră, suntem într-o anumită zonă și nu ne descurcăm, nu știm cum să mai ieșim. Avem GPS-ul și imediat ai băgat adresa, strada, numărul și ești ghidat. Cei ce ați vizitat Israelul cu un grup anume de frați, bănuiesc că ați avut un ghid care v-a îndrumat, care v-a povestit lucruri importante, bine de știut. Ghidul este un îndrumător important, tot la fel cuvântul lui Dumnezeu pentru o familie care vrea să fie fericită și să fie casa aceea deosebită. Cuvântul lui Dumnezeu este cel mai important și cel mai necesar ghid. Psalmul 128, auziți ce ne spune? Fericit este omul, continuă textul, care umblă pe căile a cui? A celui pe care trebuie să-l avem în centru familiei noastre. Pe căile Domnului.
Aceste căi ale Domnului ne sunt descrise cel mai bine. Spuneți dumneavoastră în ce? Am deschis Instagram. Doamne, vreau să găsesc pe Instagram căile tale. Îți închizi seara telefonul, îl pui pe mod avion și dimineața când te trezești, îl conectezi la internet, îl iei de pe mod avion și ți intră vreo 30 și 50, știu eu, 10 mesaje pe WhatsApp și te uiți la mesaje de pe la WhatsApp. Și zici, Doamne, ce-ți mulțumesc, uite, prin WhatsApp mi-a arătat căile tale. Să continui cu lista de exemple. Vedeți, eu n-am zis că e greșit Instagram-ul, WhatsApp-ul. Eu nu la asta m-am referit. Eu am vrut să subliniez faptul că nicăieri în lumea asta, prin nimic, nu vom afla căile lui Dumnezeu la fel de bine, la fel de clar, la fel de concret ca în această carte a lui Dumnezeu, în Sfânta Biblie. Iar familia care vrea să fie cu adevărat fericită și despre ea să se spună, familia asta este o familie deosebită, acea familie va avea ca ghid pentru casa ei cuvântul lui Dumnezeu. Credeți că întâmplător am propus și pentru anul în curs să citim ca Biserica Domnului întreaga Biblie? Și în fiecare zi, cu excepția zilei de duminică, avem un text care e bine, ar fi indicat să-l citim. Acest cuvânt al lui Dumnezeu ne învață că viața noastră trebuie să aibă niște hotare bine delimitate. Noi trebuie să ne trăim viața asta între hotarele stabilite, fixate de Dumnezeu, autorul acestui cuvânt. Și ele ne sunt clare, amintite, auziți unde? Aici, în Sfânta Carte a lui Dumnezeu. Așa că atunci când te întrebi, mă, am voie să? E păcat cu tare lucru? Ce zice fratele păstor? Ce zice comitetul? Ce zice nu știu ce sfânt? Nu important ce zice Sfântul cu tare, ce zice păstorul în primul rând, ce spune comitetul, oameni buni, important e ce spune Dumnezeu în cartea asta, care este insuflată 100% de Dumnezeu și care este adevărul curat. Pe oamenii se încurcă, mă, am fost la slujitorul cotare, mi-a zis asta, cu privire la problema cotare. Am fost la celălalt, mi-a zis altfel. Am întrebat nu știu ce sfânt, de nu știu unde, mi-au zis cu totul altfel. Păi oameni buni, să ne învățăm odată pentru totdeauna să întrebăm cuvântul lui Dumnezeu și ne va spune explicit și clar dacă e bine sau greșit ceea ce vrem să facem. Cuvântul acesta lui Dumnezeu n-a încurcat pe nimeni și nu va încurca pe nimeni. Da, noi ca oameni putem da sfaturi, putem sugera anumite lucruri, putem zice, așa ar fi bine să. Lucrurile care nu vin din cuvântul lui Dumnezeu și care sunt împotriva învățăturii Bibliei, trebuie evitate. Nu trebuie să le spunem un bun venit în viața noastră, în casa noastră, în familia noastră. Prin urmare, e simplu. Noi trebuie să ne trăim viața aceasta potrivit acestui ghid care se numește Sfânta Biblie. Știți că există locuri în care noi nu trebuie să mergem? Păi zice, să mă duc sau să nu mă duc? Să văd ce îmi spune pastorul bisericii. Fals. Știți că există oameni pe care nu trebuie să-i admirăm? Zice, fratele cu tare din biserică, un om mai în vârstă, mă, om cu teamă de Dumnezeu, om a rugăciunii, om care se ține de biserică. Hai să mă duc la fratele sau la sora, nu știu care, să întreb. Fals!
Păi dacă n-ai trecut prima dată prin Scriptură și n-ai deschis cuvântul lui Dumnezeu să vezi ce zice Dumnezeu prin al lui cuvânt, poți să-i admiri pe acei oameni, poți să te duci în acele locuri. Lucruri în care nu trebuie să ne asemănăm cu lumea și pe care nu trebuie să le împrumutăm de la lume, despre care Sfânta Carte a lui Dumnezeu ne amintește foarte concret. Apostolul Ioan ne spune că lumea și pofta ei, știți ce se întâmplă cu astea două? Se duc, trec. Dar cine face voia Domnului rămâne în viac. Există activități la care un creștin nu poate lua parte. Vă aduc aminte ceva astăzi de fire cabiților sau dacă vreți de cei trei tineri care au fost aruncați într-un cuptor aprins la ordinul unui împărat. Ei au știut foarte clar că ei, ca și credincioși al lui Dumnezeu, nu pot lua parte la orice fel de acțiune. Și au zis nu. Și dacă nu ne scapă Dumnezeu, noi acceptăm să murim, dacă trebuie. Biblia ne spune în 1 Petru 4, că vă citesc din Biblie, de la versetul 3, ajunge! Ce înțelegem noi prin cuvântul ajunge? Nu-i așa că e sinonim cu cuvântul destul? E suficient, cu alte cuvinte. Ajunge în adevăr, adică nu în minciună. Mesajul ăsta nu-i proptit pe vorba unui pământean, ci pe adevărul lui Dumnezeu. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujirii dolești neîngăduite. De aceea se miră ei. Cine ei? Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu, de aceea se miră ei, necredincioșii, că nu alergați împreună cu ei la același potop de desfrâu și vă batjocoresc. Dar acum fii atent ce urmează. Ia auziți versetul 5. Dar au să dea socoteală înaintea celui cu cât mare, ce este gata să judece vii și morți. Știți ce ne spune Apostolul Petru în cele de mai sus, amintite? Că trebuie să existe o delimitare clară între trecutul nostru și prezentul nostru și că prezentul trebuie să fie diferit de trecut. Dacă trecutul a fost trăit în păcat, prezentul, ne spune Apostolul Petru, trebuie trăit în sfințenie, aproape de Dumnezeu. Știți ce-i miră pe cei necredincioși? La oamenii care îl urmează pe Dumnezeu, care slujesc lui Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu, ne dezvăluie Apostolul Petru acest secret și anume, auziți ce? Pe un necredincios îl miră în ce privește viața unui credincios faptul că el, credinciosul, este diferit. Că nu e la fel ca el sau ca ea, mă refer la cei necredincioși. De asta sunt mirați oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Când se uită la cei care îl iubesc pe Dumnezeu și sunt credincioși lui Dumnezeu, zice, mă, dacă mă miră ceva, mă miră că sunt diferiți, adică sunt altfel. Diferiți în gândire, diferiți în privire, diferiți în vorbire, diferiți în atitudini, în sentimente, diferiți în acțiuni, diferiți ca ținută,
Diferiți ca priorități, etc., lista este lungă. Într-un cuvânt, credincioșii au o trăire diferită care se delimitează clar de cea a necredincioșilor. Punct. Nu mai există loc de interpretări. Apostolul Petru este foarte clar. Nu înțeleg cum unii citesc în Scriptură, recitesc, tot citesc și se încurcă. Când așa de simplu și de clar ne vorbește omului Dumnezeu, Sfântul Apostol Petru. De ce credincioșii trăiesc diferit? Ei știu următorul lucru. În primul rând că viața lor trebuie să se asemene cu viața Domnului Iisus Hristos. Și vă rog să puneți 1 Petru 4 cu versetul 1 și versetul 2. Nu ne aflăm noi în treabă așa doar, Domnule, vrem să trăim noi o viață. Nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Când te întreabă un altul care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, mă, omule bun, tu de ce ești diferit? De ce ales să trăiești o viață altfel, o viață diferită? Spune-i simplu. Păi Domnul Iisus Hristos a trăit diferit. Și El m-a învățat să mă înarmez cu același fel de gândire și cu același fel de comportament. Eu nu mai trăiesc după voia oamenilor și după poftele lor, ci trăiesc, spune așa aceluia care te întreabă, după voia lui Dumnezeu. Și apoi, știți de ce noi, credincioșii, ar trebui să fim diferiți? Noi știm un lucru pe care și cei necredincioși știu, dar ei îl ignoră. Noi n-avem cum să-l ignorăm. Și anume, tocmai ce vă citeam mai devreme, că există o zi a socotelilor, când Dumnezeu ne va trece pe la judecată. Și dacă astăzi nu ni se întâmplă nimic, atunci, zicea Petru, fiecare va răspunde. Așadar, lucru care trebuie să-l mire pe cel necredincios la tine, trebuie să fie viața ta diferită, familia ta diferită, căminul tău diferit, un credincios și o credincioasă trebuie să fie diferiți. Cine ne obligă pe noi să fim diferiți? V-am obligat eu ca păstor vreodată să fiți diferiți? Nu o să mă chinui la așa ceva. Am văzut biserici care subjugă credincioși. Și-au fixat ele un etalon după mintea nu știu cui, după niște păreri, trebuie așa, trebuie altfel. Oameni care nu au deschis Biblia să o citească de la Genesa la Apocalipsa și să o înțeleagă. Și-au pus anumite poveri pe unii dintre oameni și-au zis, Domnule, așa trebuie, dacă nu vezi ușa bisericii. Ești liber și liberă. Măi, oameni buni, Dumnezeu ne-a chemat să-L punem pe El în centru și să avem ca ghid cartea asta. Păi dacă în cartea asta spune să nu minți, nu mai tot întreba în stânga și în dreapta, e păcat sau nu e păcat, sau când am voie să mint. Dacă în cartea asta scrie negru pe alb, să nu furi. Păi nu mă duc, acum bat străzile să găsesc pe ăla care bate din palme și mă încurajează și spune, frate, știi, e păcat să fur, dar există o excepție. Nu există nicio excepție, oameni buni. Watchmanii, omului Dumnezeu Watchmanii, relatează într-una din scrierile lui că într-una din zile era într-un compartiment de tren împreună cu alți trei bărbați. El stătea la geam așezat în compartiment și citea dintr-o carte creștină. În timp ce citea, unul din bărbații aceia a rupt tăcerea. S-a uitat spre ei și a zis, n-ați vrea să jucăm niște cărți pe bani ca să treacă timpul mai repede? Ceilalți doi imediat au subscris. Dar cum să nu? Ce fel de joc vrei să ne jucăm? Păi uite, le-a explicat el. Watchmanii s-a făcut că n-aude, stătea la geam și citea. Dar fiindcă pentru jocul respectiv era nevoie de patru oameni,
Cel care a venit cu propunerea se uită la oașmanii și zice: domnule, mă iertați că vă deranjez puțin. N-ați vrea și dumneavoastră să participați cu noi la jocul acesta de cărți pe bani? Uite, trece și timpul mai repede și avem nevoie de un al patrulea. La care oașmanii, în stilul său caracteristic, a zis: omule bun, cum să nu? Cum n-aș vrea să joc și eu? Dar zice, am o problemă și din cauza ei nu pot să joc. Acel om se uită la oașmanii și zice: nu te supăra. E chiar așa secret? N-ai putea să ne spui și nouă care e acea problemă de nu poți să joci cărți pe bani? La care oașmanii a zis: cum să nu, oameni buni? Problema mea e următoarea. N-am mâini cu care să joc cărți pe bani. Se uită acel om la el și zice: mă, zice, tu-ți bagi joc de mine? Păi ce sunt acelea în care ții cartea, de care citești de o perioadă de timp? Că oașmanii stătea la geam în compartiment și citea din acea carte. Și se uită la omul ăsta care îl întreabă și zice: îți răspund, omule, mâini. Wow! Zice, chiar mă iei așa peste picior, îți bagi joc de mine? Zice, nu. Nu vreau să vă ofensez, nici să-mi bag joc de cineva. Lăsați-mă să vă explic și vă citesc ce a zis oașmanii. Departe de mine gândul să-mi bat joc de dumneavoastră sau să vă jignesc. Vreau să vă explic despre ce este vorba. A fost o zi când mi-am predat viața mea Domnului Iisus Hristos, iar El, sfințind viața mea, mi-a sfințit și mâinile. În ziua aceea i-am dat Lui nu doar urechile, ochii, gura, picioarele. I-am dat Lui Iisus Hristos și mâinile. El le-a sfințit. Și zice, interesant, din ziua aceea El nu mi-a luat mâinile, adică să le taie și să nu le mai am în trup. Mi le-a lăsat, dar mi-a zis: ai grijă, de astăzi cu mâinile tale poți să faci doar ceea ce îți spun eu. Așa că a zis oașmanii: îmi pare rău, dar nu pot să joc cărți pe bani cu voi. Eu nu mai am mâini pentru așa ceva. Observ, dragul meu, o viață diferită presupune să nu mai ai mâini care se dedau la păcat. Presupune să nu mai ai ochi care se dedau la păcat. Presupune să nu mai ai urechi care se dedau la păcat. Să nu mai ai o gură care se dedă la păcat. Să nu mai avem picioare pentru așa ceva. Și știți de ce? Răspunsul e banal. Că avem un ghid. Biblia. Sfânta carte a lui Dumnezeu. Care ne învață cum trebuie să trăim. Deci se poate, frații mei. Surori dragi, prieteni ai Evangheliei, se poate ca a noastră casă să fie o casă deosebită. Se poate ca familia ta să fie o familie deosebită. Nu trebuie decât două lucruri să așezi la baza familiei din care faci parte. Să-L așezi în centrul familiei tale pe Dumnezeu și pentru tot restul zilelor să ai ca ghid această carte a lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură. Și o să vezi cât de fericit vei fi. Cât de fericită vei fi și cum la cele mai grele și întortocheate întrebări vei primi răspuns și vei zice: Doamne, am fost așa de încurcat și n-am știut, dar Doamne, cât de simplu mi-ai explicat și m-ai învățat ce am de făcut. Doamne, dă-ne izbândă tuturor. Familie Petruș, dacă vă doresc ceva, vă doresc ce v-am zis la început, fie casa voastră o casă deosebită. Așezați-L pe Dumnezeu în continuare în centrul familiei voastre și luați cartea asta sfântă a lui Dumnezeu ca ghid pentru viața voastră, pentru familia voastră în fiecare zi și veți experimenta cum lucrul mâinilor voastre va fi binecuvântat, cum totul vă va merge bine, cum vei sta, frate Mircea, lângă soția ta și lângă prunci, lângă cei doi sau poate vor veni și alții și vei fi fericit ca bărbat în casă, fiindcă așa este binecuvântat omul, auziți? Care se teme de Domnul.